Bianca este pusă la zid de către concurenți. Îl durea sufletul băieții au sărit în apărarea lui Marius. Marius este unul dintre noii concurenți din sezonul 3 al emisiunii Casa Iubirii. Acesta a pășit în emisiune încrezător și își dorește să-și găsească sufletul pereche. Marius a fost primit cu brațele deschise de către concurenți și pare că deja s-a adaptat în casa băieților. Ba mai mult, aceștia au făcut chiar front comun împotriva Biancăi. Băieții au pus-o la zid pe Bianca. Cu ce ar fi greșit concurenta față de Marius? Marius a intrat în emisiune pentru Bianca, aceasta fiind una dintre favoritele sale. Acum însă, după câteva interacțiuni în camera roșie. Concurenta a decis să se retragă și i ar fi spus acestuia că îl vede doar ca pe un prieten. Băieții însă nu o cred și consideră că atitudinea Biancăi a fost una greșită și i-ar fi provocat suferință lui Marius. Cosmin, Marius, cum ești azi? Marius, foarte bine, dar nu m-am resemnat. Patrick, mi se pare că la un moment dat ai fost și tu destul de tăios în ceea ce o privește pe Bianca, ai fost mai rece. Parcă o certai și tu, separat de faptul că o certa toată lumea. Marius, încercam să spun adevărul, pentru că tu nu ai avut curajul să-l spui. Ștefan, sincer, îl durea sufletul chiar s-a simțit. Robi, eu cred că însă este supărat, dar na. Bianca, Robi. Având în vedere că tu petreci mai mult timp cu el, poate ți îți spune unele lucruri. Pe care eu nu le știu, dar tu nu mă auzi povestea mea și mă întreb multe și mă interpretezi greșit, dar nu știi și varianta mea. Robi, varianta ta o știi doar tu, nu o știe nimeni altcineva. Ai spus o poveste pe care nu a auzit-o nimeni. Doar tu, de asta s-a interpretat greșit. Cosmin a zis doar că vrea să fiți prieteni. Al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii o a introdus publicului 10 concurenți noi, determinați să-și găsească sufletul pereche. În plus, doi băieți și două fete din sezonul anterior au revenit în competiție, Având dorința de a-și continua călătoria în emisiune pentru a descoperi adevărata iubire și pentru a construi relații serioase. Încă de la primele episoade, concurenții au stabilit conexiuni și chiar prietenii, depunând eforturi pentru a se cunoaște mai profund.